USR Botoșani a susținut astăzi prima conferință de presă în care au fost prezentați liderii filialei județene și a celei municipale. Cu acest prilej, reprezentanții Uniunii Salvați România au anunțat că au început pregătirile pentru alegerile locale ce vor avea loc anul viitor. Deocamdată, în interiorul partidului s-a dat startul înscrierilor pentru cei care își doresc să candideze la scrutinul din 2020. În acest moment noi ne pregătim pentru alegerile locale, am deschis competiția internă de punere de candidaturi. Până la sfârșitul lunii e procesul acesta de depunere a CV-urilor și intenția membrilor noștri la ce vor să candideze, după care va urma o perioadă de dezbatere internă, undeva în jur de două săptămâni, o să fie dezbaterea internă, după care, prin votul tuturor membrilor, se va alege ordinea de pe listă. După ce în urmă cu câteva luni au existat zvonuri potrivit cărora Gelu Graur ar putea fi candidatul USR pentru primăria municipiului Botoșani, liderul USR Botoșani, Andrei Drancă, nu a dezmințit această informație, dar nici nu a confirmat-o. E o variantă. Așteptăm să depună candidatura, vor fi discuții. Adică orice membru poate fi candidatul nostru la primăria Botoșani. Drancă nu a exclus însă nici varianta ca USR să susțină un candidat al altei formațiuni politice, cu care ar putea face alianță. Putem susține și candidați externi, bineînțeles, putem face alianțe și cu alte partide. Noi deocamdată așteptăm să vedem ce candidați vom avea noi și după aia vedem ce variante de colaborare vom găsi. Deși la alegerile prezidențiale, în primul tur de scrutin, a obținut un procent mic în județul Botoșani, USR își face speranțe că lucrurile se vor schimba la alegerile locale de anul viitor. Avem, da, niște calcule, dar cred că încă e de Avem. Cât mai mult. Da. Care va fi cuvântul de ordine campanie electorală în Construcția. Reconstrucție. Reconstrucție, ok. Și reconstrucție de unde De pe toate palierile, și administrativ, și politic, și tot. Vie e nevoie de o reformă în toate domeniile. Cât despre primăriile din județ, Andrei Drancă a declarat că USR va avea candidate în comunele în care sunt înființate filiale. Deocamdată USR are filiale la Darabani, Dorohoi, Vârful Câmpului, Hudești, Lozna, Dersca, Flămânzi sau Ripiceni.